e tot pentru astăzi, stați să opresc puțin muzica. Bun, asta e tot pentru astăzi, dragilor, ne vedem data viitoare. Până atunci, repetați-vă pașii pe care am făcut în ședința asta și în celelalte, astfel încât data viitoare să putem face o recapitulare generală și să încercăm încetul cu încetul să punem toți pașii și pe muzică. Puteți să repetați și pe muzică, astfel încât să vă armonizați încetul cu încetul mișcările pe muzică. Până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi! Am mai finalizat încă o ședință online cu membrii trupei de dans The Sky. Facem aceste ore de dans online din sala, astfel încât și dansatorii noștri să simtă ca și cum ar fi aici cu noi în sala de dans. Dar fiecare face de acasă, de la el. Încercăm să montăm acum un nou dans de irlandez, astfel încât să, după ce trece toată această perioadă, să putem să ieșim în fața spectatorilor cu un nou dans. Deocamdată fiecare face de acasă, de la el, dar dansatorii s-au obișnuit încetul cu încetul cu acest stil de lucru. Cu ocazia asta mai și reușim să socializăm, reușim să ne spunem părerile și să comunicăm exact cum o făceam înainte. Nu e la fel, dar ne adaptăm situațiilor. Încercăm să creăm un dans nou, încercăm să facem câteva coreografii noi, astfel încât să nu ne plafonăm. Asta a fost deviza mea pe întreaga carieră. Dacă am ajuns la un punct, n-am vrut să rămân acolo, totdeauna am vrut să urc mai sus și mai sus. Pentru asta înseamnă multă muncă, pentru asta nu avem nevoie de nicio pauză, trebuie să lucrăm în orice condiții și să mergem să ducem arta și cultura dansului cât mai departe. Fără nicio pauză, nici măcar când a înghețat acum planeta. Până data viitoare vă spun numai bine și la revedere, să ne vedem cu bine!